FNR-uri, niște... niște condiții suplimentare care trebuie să le îndeplinească față de bune condiții agricole și de mediu. Și au posibilitatea să-și închidă angajamentele datorită schimbării condițiilor în respectivul angajament. Deci mai au posibilitatea asta în cazul în care e ceva în neregulă sau consideră că nu pot să îndeplini unele condiții. Dar, v-am zis, mai spune mai pentru partea de nord a județului, unde localitățile respective sunt prinse în PNDR, pe zona montană favorizată și pe pachetele de agrume. Dacă un fermier a luat subvenție pe 2 ani și al treilea an n-a mai primit cerere, se închide de la sine, nu? Nu. În cazul în care are angajament pe ZMD sau LFA și pachetele de agromediu, respectivul fermier este notificat, chemat la APIAN. Poate n-a vrut să mai depună cereri la APIAN, că nu este obligatorie subvenția, timp el trebuie să-i respecte angajamentul. Din toți fermierii care n-au mai depus CV și au fost angajați, s-a făcut un eșantion și care a fost controlat în teren, pentru a vedea dacă mai respectă ce s-au angajat. Dacă îți respectă, e tot în regulă. Poate reveni cu CV în anul următor, nu este nicio problemă. Inițial am crezut că dacă nu mai depune CV, trebuie să fie sancționat, dar am venit planificări după aia și... nu pot sancționa pentru că n-am mai depus cerere. Poți să nu mai solicite subvenție, însă conform angajamentului, el este obligat să-și menține activitatea agricolă și să respecte, să țină caietul de aer agromediu cu lucrările care le efectuează după paștile respective. Deci, ce s-a schimbat în bunele condiții agricole și de mediu? Orice utilizator de categorie de folosință, paje și pășuni permanente, trebuie să aibă o încărcătură minimă de 0,3 unități vită mari. Tabelul de conversie se trimite prin invitație. O unitate vită mare este o vacă adultă și după aceea există conversii pentru găini, pentru porci, pentru oi, pentru capre. 0,15 ar fi ovine, caprine, cabaline, tot o unitate vită mare, găinile undeva la 0,015. Pentru că eu nu știam nimic de ară. Nu aveam nicio informație de genul. Ce localitate aveți? Mierească. Și zona de favorizată. Da, este zona montană favorizată, dar nu este în lista localităților cu lumele în Egiptia. E un astfel. Deși Bujoreniu e. Nu mai merge, că amintea n-am avut fermieri în zona respectivă. Mai fermieri, n-am zis. Care a depus cererea de cedare și urmașii nu au făcut dacte de succesiune, cum se poate continua cererea? Da, ne-am întâlnit și cu situații de genul ăsta. Trebuie ca toți moștenitorii să dea o declarație notarială. În favoarea uneia. Este minimul pe care îl pot face ca să nu implice cheltuielile cu desfășurarea taxei. Da. În momentul în care s-a desfășurat taxa de succesiune și s-au împărțit pământurile, Ca să fie tot în regulă, trebuie să-și deseneze practic unul din ei care va depune cererea și să-i facă convenții civile, pentru că parcelele oricum se învecinează, fiind divizate din parcela mamă, cum ar veni, să poată depună cererea în continuare. Că e posibil ca în urma împărțirii să devină neeligibile și atunci nu mai pot. Au luat